O să fac o revizie, curățare la un ceas de șemineu, marca Le Castel. Este un ceas elvețian. Acesta este suportul lui. E o adevărată bijuterie, o operă de artă. Picturi manuale. Aici sunt foițe de aur, aici jos. Și aici foițe de aur. Aici e vopsit cu aur, adică e aurit. La fel pe aici e foiță de aur și aici foiță de aur. Aici e aurit și aici e aurit. Mărimea este foarte mare. Are 45 de centimetri înălțime și suportul încă 17 centimetri. Deci 62 total. Și acum voi face comparație cu un alt Le Castel care e, asta are 45 și asta are 30 de centimetri. Uitați-vă diferența de aspect, înălțime. E o adevărată bijuterie. El funcționează, după cum se observă, bate la fix, bate pe un clopot, bate ora. Și la jumătate bate pe două clopote, bing bang. De ce nu bing bang? O să filmăm pe măsură ce lucrăm la el. Practic, facem o întreținere, o curățare și a mobilierului un pic. E ceasul extraordinar. Aceste picturi și, bineînțeles, cromatica pe fond negru, aceste picturi sunt extraordinare. Înainte de a desface orice ceas, se dezamorsează arcurile. Se introduce cheia aici, se presează ca și cum am trage ceasul, deci spre dreapta aici, așa. Se apasă pe clapeta de jos. Eu nu pot acum că trebuie să apăs cu mâna cealaltă. După care să dă drumul 180 de grade, cât se poate răsuci mâna. Și tot așa până când. Deci se lasă clapeta, deci 180 de grade, se lasă clapeta să prinde ardintele, iar ne luăm poziția de 100, ca să putem roti 180 de grade, iar presăm așa. Apăsăm pe clapetă, că numai așa putem apăsa pe clapetă și iar 180 de grade până dezamorsăm arcurile ăsta și ăsta la acest ceas. După care putem demonta tot, că nu e pericol să se rupă ceva în ceas. Am desamorsat. Să nu faceți greșeala să dați drumul la mai mult de cât puteți roti mâna. Pentru că, mai ales la început, când arcul e tare, dacă scăpați, vă rupe cheia degetul. Vă rupe degetul. Sau scăpați prea mult și vă rupe axa aici. Se rup pur și simplu la dinți. Uitați, de la coroana asta. Dinți se rup. Și aici sunteți foarte rezistenți. Deci, uitați, acum ca să vedeți că e dezamorsat, uitați, apăs pe pârghie. Asta e pârghia pe care se apasă. Deci se apasă, se dă drumul cât putem roti mâna, iar se lasă. Și tot așa până dezamorsăm. Sigur că pe final, când arcul e foarte, foarte slab, se poate atunci cheia să o lași să facă mai mult de 180 de grade, ținându-o aici în partea de sus, dar aia numai chiar pe final. La fel, uitați și asta, e dezamorsat. Bun, acum putem desface ceasul, ca să-l curățim. Asta trebuie să fac în fond, să curăț, că restul ceasul merge. Am desfăcut mecanismul. Vreau să vă arăt câteva chestiuni. Pârghia asta. Asta e o pârghie care anulează bătaia la fix pe două clopote, de exemplu. Adică la fix bate numai pe un clopot.
Cine vrea, pur și simplu se scoate această agrafă și anulează, scoate pârghia asta afară și va bate ca și la jumate, bing, bong, bing, bong. Eu o să las așa. Acea pârghie este comandată de această piesă, acest cerc eliptic. Asta. Să vedem dacă se vede așa din profil. Deci e un cerc eliptic, iar comanda propriu-zisă a sunetului e dată de cele două ieșinduri aici, unul mai înalt și unul mai jos. Deci cel mai înalt va ataca ca să dea drumul la mai mulți dințișori și cel mai micuț, mai scurt, că se și vede, știți, că unul e până la coroană, uitați, până la coroană, iar celălalt e sub coroană, sub dinții ăștia, sub coroana asta. Și deci ăsta mai scurt, dă drumul numai la un singur dinte, deci o singură bătaie la și jumătate. Așa. Ce vreau să mai arăt aici, în sistemul ăsta de două roți, partea asta iese prin acest orificiu, aici. Prin acest orificiu iese partea aceasta din față, de sus, din stânga. O să o și decuplez ca să vedeți mai bine. Deci aici e ca un ambreiaj. Aici această lamelă e o lamelă arcuită și apasă pe rotița asta ca să poți fixa ora, deci din minutar, și normal și să ducă ora când funcționează ceasul. Dar care e problema? Când se fixează aici, acest sistem strânge între cei doi pereți. Am pățit-o la ceasul ăsta. Tot. Mai mic. Ei, nu trebuie să țineți cont de asta că strânge, pentru că când veți pune șaiba asta, șaiba asta și cu această agrafă de blocaj, va detensiona sistemul și va funcționa normal. Asta e important de știut de cei care lucrează. Acum o să curăț toate piesele, le curăță cu benzină, după care inclusiv pereții. E, nu e așa murdar, dar e cam mult ulei, s-a pus ulei pe aici, pe acolo prea mult și nu e exager, nu e murdar tare. Ceasul, o să-l curățim și să ungem. Deci se unge aici, la punctele unde axele ies. Aici, aici și așa mai departe. Adică axele acestea, vârful axelor la rotițe care ies prin pereți, acolo se unge. La foarte puțin se pune, o să facem școală. Am curățat toate piesele, inclusiv pereții. Pe asta a trebuit să insist, pentru că era cam încrasată rotița asta. Am scos siguranța, am scos-o afară, am curățat tot și am uns-o. Asta a avut probleme mai mari. Restul nu au fost exagerat de murdare. Și acum să le adunăm și să le montăm după aceea în cutie. O să facem acum o ungere școală. Deci ulei de mecanică, mecanisme fine. Aici, așa. Se ia cu un băț ascuțit, se întinge și se pune în punctele de unde sunt axele rotițelor. Așa. Deci am pus pe la toate. Și după care se șterge imediat. Nu se lasă mai mult. Pe partea alta am pus. Și acum rotim
mecanismele. O să vedem dacă se scoate tubul ăsta. Ca să se întindă uleiul. Aici trebuie să mi schimbăm poziția la piesa asta. Bun, aici e partea de sunet. Și după aceea o să punem și celelalte piese care mai sunt aici, să le ungem și pe acelea. Și cam așa se unge un ceas. Deci nu se pune ulei, că uleiul cu praf se face o mâzgă și se întărește și se face beton, nu se mai mișcă piesele. Ce vreau să vă mai arăt, aici pe partea din față, această piesă cade pe roata asta melcată. Asta e ca un melche. Aici unde e cel mai sus e ora 1, deci 12 decupaje și aici unde e cel mai jos, e ora 12. Dar și asta trebuie pusă în așa fel ca reperul acesta, vedeți, care cade, să cadă la mijloc. Mai ales aici în zona, sau aproape de mijloc, aici în zona 12, unde spațiul e foarte mic. E foarte mic. Că dacă pică așa, nici aici, ce aici poate să cade și aici, va bate aiurea, știți? La 12 va bate, să zicem, de 11 ori, fiind aici, dau un exemplu. Și așa mai departe, se dă totul peste cap. Și cum se face? Păi am pus acul indicator și am dat să cupleze la ora exactă. Am tot mutat și am urmărit și am mai mutat. O scot asta, se poate, uitați, se scoate așa, de tot, o nosco de tot și să mă mai mută un dinte în stânga-dreapta. Deci, adică în sensul acel ceasului să mai dă cu un dinte și până când s-a prins așa o poziție acceptabilă, cade foarte bine și la ora 12, că acolo am făcut proba. Eu, de fapt, pot să dau și înapoi, că ceasul ăsta se poate da și înapoi. Așa, acum e ora la 12, aici e 12. Așa. O să-l și scot și o să-l las să cadă. Așa. Ca să vedeți. Deci a căzut. O să vă arăt. Reperul e aproape la mijloc. E bine. E foarte bine. Și cu atât mai mult la celelalte sunt mai mari. Din ce în ce sunt mai mari. Nu mai e așa o mare problemă pe comă lungă, cum e la 1, de exemplu. Aici se face proba în principal, la ora 12. Și după aceea, acum fixez această piesă, șaiba aceasta și arcul, apăsându-le, pentru că aici, cum v-am spus, aici e ca un ambreiaj, de fapt. Și după aceea pun celelalte piese. N-am crezut la un moment dat că o să mai pot face mecanismul ceasului. L-am făcut tot la el, când să-l pun, l-am pus în cutie, nu merge, se opre. L-am dat jos, l-am desfăcut, am încercat toate variantele de setare a furcii. Aici sunt cele două părți ale furcii, partea stângă, partea dreaptă, care se rotesc. Ele, aici la acest ceas, prin rotire setez distanța și înălțimea și așa mai departe. Deci, asta albăi, uitați asta. Să prinde, știți, cum patem toți și desfaci rubelele astea, slăbești și tot setezi. Am setat, nu. Și până la urmă am observat o chestiune. Un dinte era îndoit. Deci, un dinte la roata ancăr, asta e roata ancăr, el era îndoit. Era un milimetru îndoit. Foarte mult. Am demontat, iar am dat jos. Asta am îndreptat frumos. Le-am
verificat toți dinții și așa ușor cu pilă fină, numai le-am așa atins ca să fie perfecte. Am măsurat distanțele între dinți cu micrometru, cu șublerul electronic. Și după ce l-am pus sus, a trebuit din nou să setez. Deci am mai setat, pentru că se oprea, am setat am la un dinte. Am dat puțin, i-am schimbat poziția, asta este, nu mai țin minte care, nu are importanță, se tatonează, se însemnează poziția dintelui, pentru că el are, e așa ca un triunghi, da? Cu coroană, deci cu cerc. Deci două laturi sunt drepte și una e rotundă, pentru că partea dreaptă oprește dintele și dă drumul la celălalt și așa mai departe. Și deci am setat, am mai tatonat, i-am dat drumul și nu vedea să cred, deja merge de o oră. Așa, era păcat, ceas elvețian. Cineva a agresat ceasul. Foarte mare agresiune trebuie să facă la mecanism ca să se îndoaie un dinte din acela. Ei, acum totul e bine. O să-l punem, lăsăm până mâine să meargă și după aceea îl punem sus. Acum pot spune că mecanismul e pregătit ca să fie pus în cutie. L-am pus odată, dar nu prea a mers. Și acum de 5 zile tot lucrez la el. Acum de 24 de ore merge fără probleme. Are ticăitul puternic, adică totul e excelent la el. Și am pregătit și cutia între timp. Aici. Aici partea de jos și aici partea de sus a cutiei. Ce am făcut? Ce am pregătit? Am făcut un suport suplimentar, pentru că altfel partea de jos, aceasta, până aici ține, trebuie să fie prinsă cu două cuie în perete, două șuruburi, care e complicat să le pui la boloboc. Și cealaltă iar trebuie să aibă un cui, pentru că nu se poate pune pe perete așa, numai că le pui asta peste asta și că cad. De fapt, și are agățătoare. Și atunci ce am făcut? Am făcut un suport suplimentar. O să iau cutia ca să vă-l vedeți. Așa. Uitați-l, aici. E suportul suplimentar. Pe acest suport, el nu se vede. E băițuit tot. Locuit și numai acela se pune într-un cui pe perete. Aici e fixat suportul ăsta alt și e rezolvată problema foarte simplu. Asta trebuie să facă constructorul. Atâta. Filmăm acum ceasul terminat. Deci ceas, marca Le Castel, scrie acolo elvețian. Totul e pictură de mână, e și semnat în spate, pictorul s-a semnat. Acesta este suportul, partea de jos. Și aici e ceasul propriu-zis. E. Totul e cu aur, ce galben e aur, aici e foiță de aur și aici e foiță de aur, la fel și aici, aici doar sus, astea două cred că sunt suflate cu aur. Un ceas foarte, foarte frumos și acum funcționează foarte, foarte bine, o să dăm și ascultăm și cum bate. Deci la fix bate pe un clopoțel ora, chiar și fundalul este floricic acolo, deci pe un clopoțel bate câte ora.
Și la jumate bate pe două clopoțele. Atât. Deci ceasul este cu garanție. E un ceas extraordinar. Și nu are defecte importante, sigur că mici puncte așa pe un datorită, oricum are aproximativ 60-70 de ani ceasul.